Mă bucur că după 13 ani de zile am văzut mai puține titluri cu brânza a pierdut aurul, dar încă mai sunt. Mă bucur că o parte dintre voi ați înțeles mesajul. Că un loc la Jocurile Olimpice se câștigă, oricum ar fi el. Și simplu fapt că te-ai calificat acolo este un loc câștigat. Da? Și mă bucur și mi-aș dori ca de acum înainte asta să vorbim despre sportivii români, indiferent că sunt la fotbal și sunt cei din echipa a doua, probabil, indiferent că suntem la alt sport, să știți că toți colegii mei de acolo muncesc foarte mult. Am citit toate comentariile și am citit toate declarațiile din ultimele zile. Și am rămas cu același gust de la Rio, din 2016, înainte să o luăm aurul. Și nu e ok, oameni buni. Pentru că, indiferent dacă ne întoarcem de acolo, cu medalii sau fără, noi muncim la fel. Și noi și antrenorii noștri. Am în spatele meu 4 oameni. Atât am avut la jocuri. Pe lângă ei, apropo de finanțare, domnule ministru, pe lângă ei am avut ca sparring partneri sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate, pentru că nu mai am alții. Îmi doresc tare mult să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul ăla pe care eu n-am fost în stare să-l iau. Și credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane, dar nu-i problemă, mai avem timp să mi-l dați. Și să facem o sală nouă pentru copiii aceia. Bun. Așa cum am spus imediat după competiție, povestea acestei aventuri e incomensurabilă. Am trecut prin atâtea, a fost atât de greu, dar am demonstrat că se poate și practic asta vreau să se înțeleagă. Nu contează culoarea medaliei. Mi-am demonstrat mie, pentru că am zis de la început că vreau să ajung la Tokyo pentru mine, dintr-un egoism pur, mai pur ca ăsta nu cred că există. N-am mai vrut de data asta să confirm, n-am mai vrut să am validarea nimănui, am vrut să merg acolo să văd dacă sunt în stare să fac ceva pentru mine. Și am făcut. Și dacă eu am reușit, cu siguranță fiecare copil care intră într-o sală de sport sau merge pe un teren de sport, trebuie să înțeleagă că are o șansă. Iar noi e de datoria noastră să-i susținem. Și atunci când sunt jos, mai ales atunci când sunt jos. Anul trecut, în luna iulie, abia renunțasem la cârje. Învățam să merg din nou. Și acum am întors cu o medalie, chiar de argint, de la Jocurile Olimpice. Dacă eu am putut, oricine poate. Visați, oameni buni. Visați și credeți în visul vostru, chiar și atunci când pare imposibil. Și pe lângă asta, țineți-le pumnii și când aveți nimic de spus despre sportivii români, măcar nu spuneți. E greu, e al naibii de greu să fii acolo, să știi că ai concurs și să citești un titlu. Un titlu poate care aduce 3 clicuri, dar poate dărâma castelul din cărți de joc al unui sportiv, care a muncit atâția ani de zile și nu-i corect. Hai să ne apreciem munca unii altora și să trăim în armonie, pentru că vrem, nu vrem, suntem cu toții o echipă. Ne place sau nu, suntem în aceeași echipă cu toții. Și știu treaba asta, pentru că am făcut echipă cu 3 tipe minunate, pe care mi-o ciudă de mor acum, pentru că astăzi puteam să fim la Tokyo, să tragem la echipe. Dar am înțeles că ele aveau alt drum în viață. Drumurile noastre s-au despărțit, dar asta nu înseamnă, chiar dacă n-am rămas prietene, nu înseamnă că am anulat tot ce am făcut împreună până acum. Așa trebuie să fim și noi. Sportivi, presă și toți cei care ne conduc. Pentru că putem să facem lucruri minunate. Citeam astăzi undeva, Kosovo are 2 medalii de aur. Filipine are medalie de aur la Jocurile Olimpice și România n-are. Ok, poate e și vina noastră, dar e oare doar vina sportivilor și antrenorilor? Hai să ne gândim puțin la treaba asta. Și vă mulțumesc că ați venit aici.